Și în județul Giurgiu, doi băieți de 12 ani, prieteni, au fost loviți de o mașină pe un drum care traversează o pădure. Lovit ușor, unul dintre copii a fugit fără să știe că prietenul lui zace grav rănit într-un șanț. O oră mai târziu, băiatul a fost găsit fără viață pe marginea drumului. Părinții acuză șoferul că a fugit fără să încerce să le ajute băiatul. Omul este cercetat în libertate pentru omor din culpă. În mașina poliției, șoferul a fost la un pas să fie linșat de rudele copilului. Oamenii îl acuză că a fugit după ce a ascuns corpul băiatului într-un tufiș. Băiatul de 12 ani se întorcea de la pădure cu un prieten. Mergeau pe rigola de la marginea drumului când au fost loviți în plin de o mașină care venea din spatele lor. Rănit ușor, unul dintre copiii și-a alertat părinții. Vine vecina mea acasă, Lumințo, unde ți-e băiatul? N-a venit fa acasă, era cu fito, unde e băiatul? Lumințo a dat o mașină peste fiu, mi-a zgâria băiatul la mână și la genunchi și băiatul tău a fugit în pădure. Du-te și caută-l în pădure. El era mort, acilea și eu acolo și al căuta. Prima impresie a fost că acel copil a fugit în pădure, dar el era la o jumătate de metru, un metru în vegetație. Vegetația fiind foarte mare, n-a putut fi observat. În timp ce căutau băiatul în pădure, rudele s-au întâlnit și cu șoferul vinovat. Avem o femeie care era acolo și a spus că l-a întrebat și a spus că a dat peste un copil. Și că nu știe unde este. Și el îl căuta de zor cu picioarele pe frunze. Abia după ce au găsit trupul copilului, sătenii au anunțat accidentul la poliție și ambulanță. Accidentul s-a întâmplat în jur de ora 13, 13 și 15, iar noi am fost anunțați în jur de 14, 14, 20. Deci o oră copilul a stat în pădure fără să-i acorde cineva ajutor. Până să ajungă ambulanța, oamenii au încercat să readucă băiatul la viață. L-am resuscitat de multe ori. Ea i-a păsat pe piept, eu i-am făcut respirație gură la gură, n-am avut ce să-i facem. Părinții își vor îngropa acum băiatul de 12 ani. Acuzat de ucidere din culpă, șoferul trebuie să răspundă acum și pentru părăsirea locului unde s-a produs accidentul. Bărbatul și-ar putea petrece după gratii următorii 7 ani.